atunci eu propun ca să fie amendați cetățenii cu o amendă între 5.000 și 10.000 de lei pentru fapta de nerespectare a acestui program. Dacă vi se pare puțin cam exagerată amenda, eu consider că nu se e mare amenda din cauza că acest cetățean trebuie să fie înțeles că trebuie respectat. Iar dacă consilierii consideră că amenda respectivă e mare, atunci e rog pe ei ca să stabilească o amendă cu privire la acest punct.